de trucaje. După cum știți, astăzi am cerut și eu Institutului Național de Criminalistică să facă o evaluare a filmului produs de maestrul falsurilor, de domnul Patriciu. Sper ca în zilele următoare să avem un aviz al Institutului Național de Criminalistică. O să vă spun și de ce am solicitat acest aviz, pentru un motiv simplu. Ziarul Guardianul și Trustul Realitatea sunt în posesia avizului de la Institutul Național de Criminalistică, prin care li se face cunoscut în mod științific faptul că acel filmuleț este trucat. Însă lașitatea, lipsa de responsabilitate, îi face și pe unii și pe alții să nu facă public rezultatul avizului dat de Institutul Național de Criminalistică. Numai din acest motiv am cerut și eu un astfel de aviz. Am înțeles că sunt unii domni care deja s-au revoltat că am cerut acest aviz, spunând că șeful statului, dacă cere aviz Institutului Național de Criminalistică, acest aviz nu-i valabil. Pentru că șeful statului poate influența o instituție a statului. Nu este așa și asta arată lipsa de respect a acestor domni pentru instituțiile statului, dar eu sunt gata să nu fac public rezultatul avizului pe care îl voi primi dacă domnii de la Guardianul și de la Realitatea fac public rezultatul avizului așa cum l-au primit ei.